Salutare tuturor, mă numesc Pancea Cătălin și astăzi vă voi arăta cum fac o grefă laterală la un pom. O putem face atunci când vrem să formăm o nouă ramură sau să echilibrăm coroana unui pom. De asemenea, o fac atunci când vreau să păstrez un soi și nu am portaltoi. La altoi, uitați cum procedez. De lângă un mugure pe parte și pe alta fac o tăietură oblică și în lung. Uitați să ne iasă ușor triunghiulară. Așa trebuie să iasă. Aici la ramură voi face o incizie în scoarță pentru a introduce altoiul. Pot să intru puțin și în lemn pentru o fixare mai bună a altoiului. Voi introduce altoiul cu partea mai îngustă spre interior și am grijă să aliniez marginea cambială de aici cu cea din interior, deci trebuie să fie băgată puțin în interior. Uitați, să fie puțin înăuntru. Strâng cu bandă de izolier, o pun invers, ca atunci când o să o desfac să nu mi se desprindă scoarța. Introduc bandă și între altoi și ramură, pentru că se creează aici un gol pe unde e posibil să pătrundă apă. Păstrez doar 3 mugurași și voi izola cu soluție de altoit aici în capul altoiului pentru a evita deshidratarea acestuia. Și voi da puțin și pe aici, pe lângă altoi, pentru că rămâne puțin spațiu între altoi și bandă și pe acolo e posibil să împătrundă apa. Este foarte ușor. O operațiune foarte simplă de realizat. Și foarte bun atunci când vrem să echilibrăm coroana unui pom, să formăm o nouă ramură. Aceasta a fost tot. Vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu.